băiat care era pentru poporul basarabian, pentru poporul român, tot. De așa oameni nu aveam. Spuneți, vă rog, ce posturi de televiziune priviți? Postul eu îl privesc Euro TV, postul de radio Jurnal de Chișinău. Și mă mai uit și la asta care este, cum se numește ea, emisiunea asta, dar e mai mult rusească e. Posturile care le priviți transmit ceva despre Ucraina, ce părere aveți despre ce se întâmplă acolo? Tare rău despre ucrainieni spun, foarte rău. Dar sunt Jurnal TV, spune bine, și este tot la Jurnal TV, sunt doi băieți buni, cum zice, Cheianu. Cheianu și domnul Istalal Micuț, el acolo, doi eroi. Și că avem pe doi Bregă și avem jurnalul de gardă. A, este care pe noi ne scapă Republica Moldova. Dumneavoastră, ce părere aveți despre ce se întâmplă în Ucraina? Ucraina se întâmplă un eroism care va fi distrus Imperiul Răului. El va fi distrus. Acolo e tare organizată lumea, da? Și odată, dar ea că acum e sfârșitul. Pentru că de ce? Eu mi-am amintesc din Biblie că a fost când au făcut piramida, se ridice acolo și au distrus tot. Dumnezeu, puterea dumnezeiască a distrus tot. Lumea s-a rășchirat pe tot globul pământesc. Cauza a fost dintre aceia ca să nu se înțeleagă între limbi. Și iată, au trecut veacuri multe și s-a întors înapoi lumea de a se înțelege unul cu altul, da? Dar se mănâncă unul cu altul. Și trebuie înapoi de făcut fiecare țară să aibă țara lui aparte, da? Dar să fie un centru. Și spun că America era, nu, America e bună, foarte bună țară, globul pământesc, care vrea binele pe pământ. Dar acum, și se aude la toate posturile de televiziune, spune că americanii se amestecă și se distruge, dar nu e adevărat. Ei vor să fie pace. Dar vedeți că de-amu sunt acolo undeva, cât pun, 72, 82, cât acolo, de ușiși, oameni ușiși. De-amu Ianucovici, cum îi zice la este ucraineanul ăsta. Da, Iacubovici. Ianucovici. El de-amu e ca și Saddam Hussein. Tot e un criminal de distrugere omenirii. Și el mai devreme, ori mai târziu, va răspunde cum a răspuns Saddam Hussein, cum a răspuns și Ceaușescu și toți criminalii care distrug. Ați auzit că a fost eliberat Iulia Timoșenko? Ce părere aveți? Timoșenko, aceasta că a fost nevinovată, judecată, dar de cine? De Ianucovici. El, pentru că să ții Imperiul Rus în Ucraina. Și acum iată o liberată. Asta e erou. Va fi eroul globului pământesc. Mulțumesc. Asta va fi.